rămâneți cu mine și vreau să vă prezint cum voi mânca eu toată vara pe planetă. Am descoperit ceva incredibil de delicios. Vă salut și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vă voi prezenta ceva diferit, ceva pentru vară, pe care tot am amânat să vi-l prezint pentru că am considerat că nu este foarte important. Dar am mâncat de mai multe ori și de fiecare dată toată lumea care m-a încercat mi-a zis că este o idee foarte bună să vă prezint și dumneavoastră această combinație în care voi folosi pepene. Până să ne apucăm să vă prezint mica rețeta noastră, între ghilimele, pentru că nu este nicio rețetă, este doar o combinație de niște fructe, vreau să vă mulțumesc pentru că ne apropiem de 10.000 de abonați. Am reușit să strâng pe acest canal oameni de calitate care mă susțin și mă ajută să fac mai departe aceste clipuri și să dezvolt acest canal. În ultima vreme am văzut pe internet o combinație de pepene cu lămâie. Nu am crezut niciodată că poate să aibă un gust bun sau măcar interesant până nu am încercat. Și după ce am încercat prima dată, am încercat și a doua oară, și a treia oară, și a patra oară. De aceea m-am gândit să vă prezint și dumneavoastră această combinație foarte gustoasă și delicioasă. A venit vara și toată lumea cumpără pepeni. Se mănâncă foarte mult la noi în țară și cred că nu există vară fără să mâncăm câțiva zeci de pepeni, pot să zic. Așa că vreau și o să încerc în această vară să vă prezint cât mai multe combinații sau cât mai multe rețete cu pepeni. O să vă prezint cocktailuri, o să vă prezint diferite moduri de a mânca sau modul în care putem prepara în el diferite lucruri. Așa că astăzi vreau să vă arăt cum îl mănânc eu și cum am descoperit, de fapt, să mănânc pepenele. Și, sincer, nici eu nu credeam la început că poate să fie gustos. Așa că, haideți să vă arăt imediat. Pepenele, ca să ne fie mai ușor, eu îl tai pe jumătate. Este un pepene foarte copt. Vino un pic mai aproape. Auziți cum se taie. El mai mult se rupe. Într-un clip viitor, o să vă prezint și cum recunoaștem pepenii gustoși, dulci și plini de aromă. Pentru că pe piață sunt și pepeni care nu sunt foarte buni. Acei pepeni care sunt ușor uscați sau pepenii care încă nu s-au copt. Și o să vă prezint cum îi alegem ca să avem niște pepenii gustoși pe masă. Unul dintre lucruri este coada. Coada care trebuie să ne uităm, ea trebuie să fie uscată, nu trebuie să fie verde și stafidită. Este cel mai important lucru la care eu mă uit. Lăsăm de fapt pe acesta deoparte. L-am tăiat pe jumătate. Îl întorc. Eu l-am spălat un pic înainte. Nu e obligatoriu, dar vreau să fiu sigur că este curat. Deci dacă cunoașteți un pepene dulce, vă dați seama numai după cum se taie, cât de gustos este acesta. Deja miroase foarte, foarte tare pepene. Nu știu cât de românesc este acest pepene, dar este foarte, foarte bun și îmi dau seama după miros. Și un mic castron, pentru că voi pune pepenele în castron, invers. Și acum avem nevoie de lămâi. Apăsăm un pic pe ea și o rotim ca să scoatem sucul din ea. O tăiem pe jumătate și pur și simplu stoarcem lămâie peste pepene. Cei care sunt un pic reticenți, vreau doar să încercați o singură dată să vedeți dacă vă place sau nu. Eu zic că după ce încercați prima dată, o să încercați toată vara. Și vă sfătuiesc să încercați acum la început pentru că nu aveți foarte mult de pierdut. Puteți să luați pur și simplu o bucată, stoarceți pe el și vedeți dacă vă place. Și pe lângă asta, este o gustare foarte sănătoasă. Mai ales că pepenele are foarte multă apă și
destul de multe minerale, din câte știu eu. În concluzie, ne ajută să ne hidratăm corect pe caniculă. Pentru că noi atunci când transpirăm vara, pierdem foarte multe săruri din organism. Și multă lume nu își dă seama că dacă bea doar apă, nu se hidratează cum trebuie. Noi avem nevoie și de săruri în organism ca să ne hidratăm corect. Și automat și de minerale. Așa că consumați foarte multe legume și fructe bogate în apă și o să aveți o hidratare perfectă toată vara. Și puteți sta și mai mult la soare. Am tăiat și câteva lămâi separat, pentru că vreau să pun un pic mai multă lămâie pe el. Vreau să încercați măcar o dată și să-mi lăsați în comentarii ce părere aveți despre așa ceva. Trebuie să încercați măcar o bucățică. O lămâie e imposibil să nu aveți în casă, pepene toată lumea cumpără. Și o să vă stoarceți lămâie mai multă pe el, pentru că combinația aceasta de pepene cu lămâie, să nu cumpărați lime. Deci lămâie clasică, galbenă, bio, nebio, nu contează. Trebuie să aibă gust de lămâie. Vara, dacă pepenele e foarte rece, de fapt nu foarte rece, că nici mie nu-mi place foarte rece pepenele, eu îl țin în beci. Trebuie să fie ușor, să fie un pic mai rece decât la temperatura de afară, pentru că pepenele cald nu are același gust. Dar în combinație cu lămâie e senzațional și foarte răcoritor. Asta am vrut să vă prezint astăzi. Ceva foarte simplu, ceva de vară, ceva pe care îl puteți mânca în fiecare zi și foarte sănătos. Până acum nu v-am cerut nimic. De data aceasta vreau să distribuiți, să trimiteți acest clip tuturor persoanelor și să facem din această combinație vedeta verii. Pentru că este ceva delicios, ceva gustos și chiar vreau să ajungă la cât mai multe persoane această combinație. Acesta a fost clipul de astăzi. Un clip foarte scurt, dar un clip foarte important pentru mine, pentru că ceva atât de gustos care să meargă vara, cam rar am încercat eu. Pepenele este foarte hidratant, lămâia are vitamina C, are un gust interesant, ne ajută la slăbit și pepenele ne ajută la slăbit dacă nu mâncăm cantități foarte mari. Pentru că el are foarte, foarte multă apă. Eu vă aștept și la următoarele clipuri. Voi continua și cu rețetele clasice de preparate la grătar, la ceaun, la tuci. O să mergem cu la pe munte să gătim, o să mergem cu cortul și vor fi foarte multe clipuri interesante în această vară. Eu vă urez o săptămână frumoasă, nu uitați să vă abonați la canalul meu, să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut și distribuiți acest clip să ajungă la cât mai multă lume acest mic secret pe care vi l-am împărtășit și dumneavoastră și vă mărturisesc că l-am aflat și eu acum vreo o lună și ceva. Vă urez o săptămână frumoasă, la revedere și nu uitați să-mi scrieți în comentarii dacă ați încercat această combinație.